Acum este și o componentă din asta de... Hai să arătăm. Salut, șacalilor! Ce face? Deci dacă eu, fraților, mă pregătesc cu laptele lângă mine, înseamnă că s-a întâmplat ceva grav. S-a încins atmosfera, veri. Deci n-ai cum să fii român, să deschizi TikTok-ul și să-ți apară Sherry, Iorga și Adrian. N-are cum. Așa că cel mai nepotrivit om de pe această platformă o să uite la ce s-a întâmplat. Adică eu. Dacă vreți ca pe vremurile bune să lăsați un like, să facem 30.000 de like-uri la acest videoclip, eu v-aș fi profund recunoscător. Context, nu știu tot, dar vă zic. Shelly și cu Adrian și cu Iorga au fost la o cabană și tipul care avea cabana s-o dat la Iorga și Iorga i-a zis marș, mă! Și după a venit și Adrian și a zis marș, mă! Știi, înțelegeți? Și ăla a vrut să facă lucruri aiurea. După care Adrian s-o luat de Shelly, că de ce nu o repostat sau de ce nu i-a zis că ăla e un ratat? După care ce a fost ea într-un club, într-o petrecere, cum ar veni și prietenii lui Shelly a zis bă, ți-l batem pe ăsta, trească familia ta, dacă nu ți-l spintecăm, ți-l rupem în cap. Și Adrian i-a zis, bă, ține că ți-i bat. Și Shelly i-a zis, nu, nu-i bate, pentru că dacă-i bați pe ei, mă bați pe mine. Și Adrian a zis, ok, și-a dus și le-a dat un pumn la ea și cam atâta știu. Ia să încep. Apropiat eu de Adrian așa de repede în basa sola de întrebat toată lumea, dar cum v-ați împrietenit așa repede? Când nici nu vă cunoșteați până acolo, nici nu se întâmplase nimic. Eu? Ai văzut că de ce, da, eram în basa sola de 4-5 zile, nu cred că avea mult. Și ăla care avea... Basa. Resortul ăla unde am stat acolo era un limbist, un bătrân, care bineînțeles are impresia că îi se cuvine tot și că este intangibil, că așa sunt toți bătrânii cu bani și toți libidinoși și au impresia că femeile sunt proprietate publică. Sunt de ce m-am apropiat eu de Adrian. Atât? Cum? Atâta s-a întâmplat? 25 de oameni... Mamă, 25 de... Eu fac 25.000 de like-uri la clipuri. Și după asta a urmat ăsta. Așa, patronul ăla, că îi place foarte mult de mine, că sunt foarte diferită, că nu știu ce, că zic da, mulțumesc. Mai subțire, eu domnea, bună seara, bună ziua, ca să înțeleagă, luam cu unchiule, da, să știe că... Băi, ce înseamnă girafa asta? O vârstă între noi doi, să nu creadă omul vreo secundă că mă dau la glume cu el, l-am domnit, da, să vadă. Bun. A doua zi, vine una să-mi facă unghiile acolo și se închide poarta până să plece aia. Se făcuse două dimineața, pe cine p***a mea să mai sun? Mai râde, mă, pe cine p***a mea să mai sun? Am sunat pe omul ăla. Bună seara, am deschis și mie poarta. Ce-mi zice el în bistul ăla? Da, curistul ăla. Eu conduc acum, că nu știu ce, că la. Mă sună, îi răspund la om, dar om de 50 de ani. Tot prieten, tot din anturajul ăsta. Îmi răspunde, mi-arată pe o prostituată în p***a, agora îi bagă degetul în p***a, am închis. Ok, ok. După care ce mai zis? Mă duc în cameră, mă curc și de ce m-am apropiat eu de elicopter? Omul ăla a venit peste mine în cameră, patronul p***a mele a deschis ușa peste mine în cameră să mă violeze direct. Ca să știți, la 2-3 dimineața. What the fuck, baby? Și Adrian l-a la bătaie. Logic, eu m-am apropiat de omul ăla. La care vine Shelly și cine și Shelly ca o floare. A, păi oricum știam că vrea să te f***ă, că de-aia s-a mutat cu tine în hotel și aș fi întrebat în ce cameră stai să vină și el să te f***ă. El nu știa ca o căprioară în fața farului, doar că nu știa el la pe cine... Shelly exposed! Ok, mi-a sărit laptele. Shelly exposed. Am fost azi la Shelly pe live, știi? Pentru că am zis că, bă, fac și eu clipul și hai să fac research. Nu a fost așa cum zicea el și acum aud chestia asta. What the fuck? Noi mai facem un mișto, mai râdem aici, dar, bă, situația asta, gen, o luat-o de sub control. Eu nici măcar nu pot să pronunț cuvântul. Cuvântul cu V pentru mine, deci mi se pare mai urât decât, bă, orice înjurătură este, bă, n-am cum. Deci nu vreau, Doamne ferește, să nu, nici nu pot să vorbesc despre chestia asta măcar. Deci dacă chiar așa au fost și băiatul ăla Adrian chiar l-a prins pe ăla, eu nu știu cum din nou a văzut negru în față. Bă, nu știu cum din nu i-a dat așa cu atent gură până loc. Eu că ăsta așa față lor, dacă chiar au făcut ăla așa ceva. Bă, trăiască familia, poți fi Juan Pablito Vere, poți să fii Don Pablo, Don Juan Pablo. Bă, în pușcărie ăștia direct. Nu mai frate. Pare super rău dacă chiar asta s-a întâmplat, chiar îmi pare rău pentru fata asta. Însuși, bă, însuși trauma în sine, secundele alea când vine ratatul ăla peste tine. Asta e partea 1. Mai e. Este un scandal foarte mare. Este cea mai mare dramă din România. După care a făcut Shelly azi un live unde a avut vreo 110.000 de oameni. Unde omul a povestit despre acest scandal. Cu mai mult sau mai puțin între care a vrut pe scandal care a degenerat. Ia să și Adrian elicopter. Asta este, dacă vreți, subiectul 1. Ceartă în urma căreia eu am luat decizia ca să nu mă mai asociez cu el și să nu mai vină, spre exemplu, la caravanele filmului. Eu bă, doare! Eu toate subiectele punctuale doare. Și să iau pe rând, dar ce vreau voi să înțelegeți din start Oleu. Este că dacă era vorba doar despre această ceartă pe care eu am avut-o între mine și elicopter și despre faptul că eu nu mai vreau să mă asociez cu el, nu merita treaba asta un răspuns. Însă, din păcate, s-a ajuns la niște acuzații pe care eu le primesc în DM-uri,
în care sunt făcut violator, pedofil, drogat, adică niște lucruri foarte, foarte, foarte grave. Și acuzațiile astea, din câte am văzut eu pe live, pentru că asta e o altă chestie. Un live inițial pe care l-a făcut. Bă, stai că acum mi-am amintit, veri, nu a fost doar asta. Iară, frate, s-a întâmplat, bă, că mi-aduc aminte, frate. Vine Andrada la mine și îmi spune că ai văzut chestia cu scenaristul filmului. Zic, ce chestie e, bă, și m-am uitat și eu, bă, și de fapt scenaristul filmului care a făcut astea filmele, Five Gang, Buzz House, și astea unde a apărut Shelly și așa. Bă, ce e pedofil, fraților. Că-l cheamă, nu știu cum, pitiș gratis. Ia uite, bă, dacă scrii pitiș gratis, bă, ți-l dă? What the fuck, this is the pitiș gratis. Bă, veri, și dacă scrii efectiv pitiș gratis viol, mă iertați că spun așa ceva, apare aici, frate, what the fuck, e pe bune. Am tot ce-mi trebuie ca să mă fac un violator bun. Momentan am, mamă, e mare, dar destul, Doamne ferește. Mai rând zice că Shelly nu știa că ăsta e așa terminat, distrus rău de tot. Au făcut filme cu el și eu, după o zi pe live, că nu mai vrea să facă filme cu el. Pauză, bă, let me get milk, milk, I like. Vedeți voi oare ca oameni să înțelegi situația, cum deodată ești aici, frate, da? Ești aici, ești din top, da? Ești top. Bă, și în aceeași secundă, te duci aici. Bă, deodată, frate, bă, deodată. Nu, că ăsta au scris acum 15-20 de ani textile astea. Nu contează, frate. Câți oameni din România au mai fost luați pentru ceva ce au zis cu mai mulți ani în urmă? Bă, nu țin partea nimeni, nu mă pronunț. Deci scopul meu, și am fost creat pe această platformă, să comentez. Eu vorbesc mult, cam asta am făcut 10 ani de zile, cam asta să fac și am, nu țin partea nimănui. Mă postați Shelly ceva? Fiți atenți în comentarii. Mai întâi prieteni tăi de 50 de ani peste femei în hoteluri. Angajează și pedofili, în special din aia care zic pe bloc că e total normal, sau aia de intră peste femei în hoteluri. Nu-l mai înjurați, nu pot aprecia toate comentariile. Vezi că tot succesul ăsta are și o decădere, băi Shelly, băi, deci este real și sunt multe. Bă, zi înainte, veri, toată lumea îi mulțumea, veri, puneam... Bă, peste tot, că l-a adus pe Travis Scott să cânte în România. Bă, și următoarea zi, legit, cred că exact aceiași oameni care cu o zi înainte au pus story-ul ăla și l-a șters și a lăsat un comentariu aia. Nu zic că-i bine ce-au făcut, nu zic că-i rău, doar mă uit la situații, dar... Eu sunt netuns, nespălat, neîngrijit, ne să comentez. Eu n-am dreptul să comentez, legit, eu n-am dreptul să comentez. Cea mai gravă acuzație care mi s-ar putea aduce mie vreodată, că aș fi putut fi complice la o tentativă de viol, ca să nu mai zic de alți oameni care pe mine au ajuns direct să mă facă pe mine violator, dacă vreți să credeți. Deci există oameni care asta cred, dar ajunge și acolo. Treaba asta cu pitici, bă, scuze, a fost odată primul, scuze, să mai zic de alți oameni care pe mine au ajuns direct serios să mă facă pe mine violator, scuze, dacă vreți să credeți. Deci există oameni care asta cred. Shit, n-ai cum. Trească familia mea, cine am suntem. Bă, vine omul ăsta să spună și, să spună și el o leacă. Oare ce s-a întâmplat, veri, toată situația asta, care e situație gravă, gravă, și vine mai dă lei, ia uite, îi dă gorilii, girafii, îl trage așa o leacă de buzi, zâmbește, îi pune pălării cowboy pe cap, hai! Dar ajungem și acolo. Treaba asta cu pitici a fost odată primul punct pe care Elicopter a spus și Iorga au spus, că cum să te asociezi cu așa ceva? Cum e posibil ca asta să scrie filme și așa mai departe? Bun, eu vă adu la cunoștință următoarele. Ei știau oricum, din prima zi, de când s-a aflat, deci nu că din prima zi, ei știau de când am spus scenaristul este Radu Alexandru, da? Ei știau cine este și ce a făcut acest om. Ei n-au spus nimic Așa-i. Până în ziua de astăzi Așa-i. Despre chestia asta. Adică, acum este și o componentă din asta de, hai să arătăm cine este și ce a făcut acest om. Ei n-au spus nimic până în ziua de astăzi despre chestia asta. Bă, lăsați-l să vorbească, adică, nu-i mai dorna. Acum este și o componentă din asta. Bă, da, să leacă, ăsta care face live, gen, nu el, omul care face live pe TikTok, vede pe ecran când îi se pun astea pe față? Sau nu vede? Că dacă nu vede, cred că e și mai amuzant. Cred că dacă se vedea, omul râdea sau măcar dădea așa, nu? Se ducă efectul. Spuneți-mi, vă rog, că nu se vede. Hai să arătăm că vrem să facem bine, că vrem să oprim acești oameni. Foarte bine, foarte bine. Sunt de acord. Acele articole, după părerea mea, n-ar trebui să mai fie online. Pentru că există oameni care, indiferent de intenția cu care au fost scrise, există oameni care pot să facă, Doamne ferește, niște mari nenorociri, fiind inspirați, da? De ce a scris un pitiș gratis pe blogul ăla? Da? E groaznic ce a scris. Groaznic. Mă dezic total de aceste lucruri. Bun. Da. A făcut Elicopter mențiunea odată despre ăsta și că, domnule, că cum mă asociez eu cu el, asta unul la mână. Și doi la mână după aia s-a dus în această zonă în care a fost această presupusă tentativă de viol și tot ce s-a întâmplat acolo la Tarnița, unde noi am filmat sezonul din Bass House. Mă rog. Unde aia iarăși este o... cu ce a făcut ăsta, nu are nicio legătură. E agresată sexual,
că nu am făcut nimic și că aveam o atitudine foarte lejeră despre asta. Ca și cum ar veni eu, aș fi un complice. Mă rog. Ca și cum eu aș susține violul sau aș face genul ăsta de lucruri extraordinar de grave. O să-l pun pe mult și o să vă zic pe scurt ce zice. Povestea de cum acolo la pensiunea aia, el a zis că a intervenit și că așa, și ceilalți, Iorga și cu Adrian, știau că au venit pur și simplu o stat și s-au uitat și avea o atitudine prea calmă. Trebuie să ținem cu ăla care are dreptate. Dar care are dreptate? Deci este ceva dacă omul a zis că a intervenit și ceilalți au zis că nu a intervenit deloc. Mă rog, aici povestește despre el, cum îi zicea lui că îi place de Iorga și că vrea să așa. Poate că o greșeală aici putea zic, bă, stai, nu, e gagica lui ăla, frate, calmează-te. Poate putea, bă, chiar dacă nu era gagica. Uite, acum dau și eu o părere. Dacă era cu el în mașină sau unde era, la unde fuma sau așa, n-are sens, bă, omule. E gagica lui, stai, nu te băga, Iorga, lasă-i că-s copii, nu te bași de 40 de ani pe zi. Putea, acum nu știu. Aici au mai vorbit cum nu mai vrea să aibă legătură cu Adrian și după efectiv o intrat Adrian. Salut, Andrei. Salut, vreau să-ți adresez și eu o singură întrebare. Am văzut că ai denaturat mult situația. Ai spus de aia cu cheia de la tarnița. De fapt, povestea era cu cheia de la cu camera de la hotel, nu cu camera de la tarnița. În fine. Stai un pic. Care era camera de la hotel? Ne-a camerat ceva de mâncare. Care e acuzația? Eu aș fi dat camera de la cartela de la Iorga a zis în ce cameră de la hotel stă. Că a întrebat ăla, nu în ce camera de la tarnița. Și aș fi spus bă, dar ce prost ești, ce făceam? În ce cameră de la hotel trebuia stă, să ascundă. Ai tu... Uite-te ce a povestit Iorga, nu știu. Eu ce prost ești. Tom, ce prost. Nu mai știu povestea, dar știu... Nu știu să fac să-mi recordi. Cu siguranță nu i-am spus în nicio secundă și nu i-aș fi spus niciodată ca să pună cineva în pericol în ce cameră de la hotel stă Iorga, că în primul rând nu știam în ce cameră stă. Eu vreau să-ți și o întrebare și răspuns cu da, și da sau nu, da? Te rog. Te asociezi și faci bani cu persoane despre care știi că au întreținut relații sexuale cu minori și ai povestit cuiva despre chestia asta mai departe? Nu cunosc nicio persoană cu care eu să fiu asociat în orice fel care să fi făcut așa ceva. Wow. Nu cunosc, nu am cunoștință despre așa ceva. Tăm. Răm că nu este adevărat. În continuare, dragii mei, oameni s-au certat. Omul era frustrat că, mă rog, nu neapărat frustrat. Că cum ar veni, eu făcut film, da? Și el a zis că nu mai ai voie să vii la, eu nu știu, premieră de alea de film, premieră de film, știi? După ce omul a jucat în film, știi? Și eu zis, bă, dar eu am jucat în film, am promovat filmul, dar am crescut ratingul la film și nu ai chem. Ia să-ți mai zic ceva. Ai spus că ai stat cu Smaranda. Da? Și îi adunai cioburi din cap și că atunci ai luat decizia să dai unfollow, să nu știu ce. Foarte bine ai făcut, bravo, te felicit, pentru că până la urmă aia a fost principala problemă, că s-au lovit oameni pe lângă, s-au lovit fete. De ce? Pentru că proștii ai tăi aruncă cu materiale din sticlă, au aruncat cu daia de Timbark sau de ce dracu era, suc din ăla mic, a aruncat cu pahar. Așa, și n-am povestit eu aici pe live-ul ăsta în care eu am să spun tot adevărul. N-am povestit că prietenii, că cineva, prietenul meu a aruncat cu paharul ăla. Bravo, ai povestit. Păi și atunci, dacă tu îi luai fetei ciopre de sticlă de acolo și atunci te-ai enervat, care a fost principala problemă? Nu că i-au aruncat și s-au lovit. Că ai sărit la bătaie, când ai luat să nu sari la bătaie. Asta a fost problema. Dacă tu nu sărai la bătaie, niciuna lucrurile astea nu se întâmplau. Și tu nu vezi distinția pe care o poți cu mine, că eu am povestit toată situația și te-am invitat, mă, spune, hai să vedem, hai să... De ce? Bă, gata, bă, de Shelly cum ar veni eu zilul ăsta să nu sară la bătaie, să nu-i bată pe tovarășii lui. Și ăsta o sări și eu fi dat un pumn de căciul așa la fiecare. Părat ăsta că cred că i-a bătut tovarășii sau că l-a rugat să nu la bătaie. Mai așa ceva că s-o bătut în birou la el, nu știi, și acolo l-a dat afară, mai știu ce s-o spărat. Bă, se dau așa pe ele. În general, de siguranță. Nu îl cunosc mai departe ca să știu dacă a făcut ceva sau nu, dar e suficient ce a scris. Deci e vorba tot despre regizorul ăla. Ia, cea mai mare lăcheală să spui, da, du-te tu, că nu mai vii. Păi ce e asta? După ce mă dai afară, mă iei înapoi, adică de mine cum ar veni. Eu o să ies de pe live-ul ăsta acum, cred că toată lumea a înțeles despre ce este vorba. Consider că nu mai am nimic de împărțit cu tine. Îmi pare rău că s-a ajuns aici, eu mi-am clarificat punctul de vedere. Te salut și îți doresc doar bine. Și vă salut și pe voi, vă mulțumesc că ați avut răbdare să vă uitați. Nu! 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 Salut, tovarășul. Dictatorule Shelly, nu! Dictatorul Shelly a închis live. Bă, amuzantă mi-am asta. Bă, oamenii care au pus, v-am zis story înainte, cu o zic, e cel mai tare om că l-a dus pe televizor în România, acum zic asta. Nu zic că-i bine! Nu zic! Că nu-i bine să nu-i zic asta. Nu știu, băi, e complicat, fraților. Bă, poate omul chiar avea dreptate, dar poate și ceilalți avea dreptate. La toată chestia asta cu regizorul ăsta este subiectul foarte complicat, deci nu-i timp într-un video să vorbești despre așa ceva, da? La subiectul cu bătaia, vă zic ce aș făcut și eu, țărăneală direct, asta e. Nu-l mai auzeam pe Shelly că zice,
băi, te rog, Snic, nu te bate. Și să mai omul veni, intra pe aici, așa, pe aici, așa, direct, așa, direct, pe rând, care... Îți dai seama că era, poate era iurea și pentru băiatul ăla, dacă erau la el în oraș, nu era de acolo, nu? Îți dai seama, era 5-1, trebuie să te aperi cumva, nu? Sau să-i lăchezi că ea vorba aia, trebuie să te, așa. Atâta pot să mă pronunț. În rect, nu mă pronunț. Vă rog, ziceți-mi, ce părere aveți despre tot ce s-a întâmplat? Îi bine, are Shelly dreptate, are fata, are Iorga dreptate, are Adrian ăsta dreptate. Cine are dreptate? Pe lângă toate alegerile astea pe care le avem acum, urmează, dacă nu urmează 500.000 de alegeri, mai trebuie să alegem și între oamenii ăștia. Bă, nu mai supor, bă. Pentru jacalii mei iubiți, îmi pare rău că am postat mai rar, dar urmează și la mine lucruri în viață interesante. Mai fac și eu alte lucruri, de-aia o să vedeți că o să întâmple ceva. Atâta pot să zic. Ce să vă mai zicem eu și micuțul SpongeBob? Băgați un follow și pe Instagram la Rosniculeț și până data viitoare. Veți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Noi v-am pupat!